Stălai Vașcu, pe cine aduce fundaș central? Ce știre? Am zis-o în glumă, Robert, eu am zis-o la mișcă. Glumă, dar s-a adeverit. Jucăm 3 fundași central cu 3 intercalați, exact așa a făcut schimbarea la pauză. I-a fost frică lui Copi de meciul ăsta? Cred că da. 3 intercalați. Nu știu, n-am înțeles ce a făcut săracu, ce da psihii, nu știu, a fost... Noi jucăm ofensiv cu 9 apărători. Păi, cum mai... N-au zis fraților, ci că uite, vine cineva acum cu informație de ultimă oră, și că a apărut în presă că Copi ar avea de ales între un francez și un rus, fundaș central. Băi, dacă mai aduce fundaș central, suntem criminali, mă. Portar, am înțeles la ce părat de la Chiajna, cum îl cheamă, bă. Era, băi, eu nu mai iau nimic în serios ce aud, pun. Ce citesc, ce bălării citesc în presa aia, nu știu, mă îngrozesc. Ascultă-mă, ori acum a ajuns și presa să facă mișto de noi, ori a ajuns și presa să facă mișto de noi. Da, clar că fac mișto de noi, e clară treaba. Clar că fac mișto de noi. Deci acum dai seama că se axează toată lumea pe... Mulțumim, Denis. Mulțumim pentru sprijin. Ce se întâmplă? Ia să vedem aici ce mai zic ăștia. Nu mai zic nimic. Unde ați văzut, mă, știrile astea cu fundașii? Ascultă-mă, poți să le spui la băieți să dea tasta F5 să apese tare de tot. Ce să fac? Să apese pe tasta F5. Așa, că e zvonul. Dați F5 că vin fotbaliști. Nu știu, n-am văzut pe nicăieri. Sper să nu. Nici mai mă uit la prostii de astea. Mâine vedem în presă că vine și benzina. La ce bombe au apărut în presă? Ce bombe au apărut, bă, fraților, că nu mai crezi nimic? Că Dinamo mutări pe piața transferurilor. Pe Fanatic. Motiv urgent pentru care se caută jucători români. Acum caută jucători români. Până acum au căutat jucători francezi. Au căutat cu jucători cu CV-uri. Au căutat CV-urile. Au găsit CV-urile. Acum ai zis bine de Dorian Răilean. Va semna cu... Va semna cu Dinamo. Răilean, așa îl cheamă. După ce au aflat că Adnan Golubovici este suplinista lui Rapid pentru a-l înlocui pe Horațiu Moldovan, Câinii urmează să-l transfere pe Dorian Răilean de la Chindia Târgoviște. Ăsta ne trebuia. Ne-a salvat. Păi dacă Pablo a refuzat să mă cheamă pe ăla. Iau ce zice Dino Sant'Angelo. Este rușinos că un astfel de live are doar atâția urmăritori live. Băi, atâția suntem de elită. Elita e mai mică, știi, întotdeauna care-i treabă. Dar mai facem și pe YouTube, suntem mai mulți. Suntem și pe YouTube și pe TikTok. Să dea mai departe ca să intre lume. Distribuiți, dacă e rușinos, uite, sunteți doar 13 distribuitori. Sunteți 60 pe live, n-ați distribuit pe Facebook.